Bun, am instalat spotterul și acum trebuie să îndrept piesa. Nu uitați, întotdeauna, atunci când polizați mănuși, da? Ori de aceste de acril, ori mănuși dintre astea cu cauciuc pe aceste laterale, pe palmar și pe degete, da? Și mască pe gură când polizați, da? Să nu luați praf, să nu inhalați praful de vopsea sau praful de chit sau orice alt praf. Mască când polizați, mănuși și să dăm drumul la treabă. Nu uitați întotdeauna, siguranța voastră și sănătatea voastră este mult mai importantă decât banii pe care îi faceți lucrând la mașini, da? Nu uitați, voi sunteți mai importanți întotdeauna. Fiindcă dacă voi v-ați îmbolnăvit, nu o să mai aibă cine să repare mașinile oamenilor și nici nu mai va avea cine să aibă grijă de familiile voastre, eventual dacă aveți copii. Bun. Dăm în continuare. Voi îndepărta această zonă. Cum vedeți, nu folosesc o forță foarte mare la bătaia ciocanului. Tot timpul când avem lucrări de astfel de mici, cum ar veni, aici reglăm spotterul. Eu folosesc un GIS 2600 și după cum vedeți l-am reglat aici la o putere foarte mică, da? Pentru că nu am nevoie să ard tabla sau ăsta, nu am nevoie de o forță foarte mare. În caz că aveți nevoie de o forță mai mare de pentru a se prinde acest bit pe caroserie, va trebui să învârtiți acolo mai mult. Dar o să vă explic altă dată și despre setările pe care va trebui să le faceți la acel GIS. Bun, îndreptăm aici, cât mai bine. După care trecem la chituit. După ce vom chitui, pur și simplu voi trece peste piesă. După ce voi termina de tras tabla, voi trece peste piesă din nou cu polizorul, voi îndrepta, voi mai bate puțin, după care voi chitui, da? Țineți minte acest lucru. Ok. Întotdeauna polizați piesa foarte bine pentru ca spotterul să facă foarte, foarte bine contact cu piesa pe care voi o îndreptați, da? Tot timpul. În caz că nu puteți să ajungeți în anumite zone, pur și simplu băgați pe flex o perie de sârmă și clățați foarte bine tabla acolo unde voi nu ajungeți cu acel disc cu șmirghel, sau dacă nu, băgați pe o bormașină, tot la fel, acele perii cu sârmă și îndepărtați, da? Vopseaua și trageți cât mai bine tabla. Bun. Acum voi poliza și după asta voi aplica kitul. Ok, acum voi șlefui această zonă cu 120, dar dacă voi aveți, avare puțin mai puternice, puteți începe cu 80. Eu aici voi începe cu 120, fiindcă avarea nu este foarte, foarte mare și voi folosi un kit puțin mai fin. Kitul se numește de la UPOL, este un Dolphin Glaze, se numește kitul și pur și simplu voi aplica aici, este un kit puțin mai soft, cum ar veni. Ok.